Ideea este că atunci când am depus jurământul și a trebuit să defilăm, eu eram să-mi pierd să leșin, pentru că eu eram atât de concentrat să bat pas de defilare, încât am uitat să respir. Și omul rezistă un minut, două, dar nu știu, platoul ăla era lung. Salut, prieteni! Boomerul și milenialul la datorie, adică domnul Alex Zob și domnul Silviu Petcu aici de față. Eu sunt cel puțin foarte bucuros astăzi pentru că am și eu un boomer pe care să-l intervievăm astăzi. Este vorba despre Valentin Gora, prietenul și colegul meu de nici nu mai știu câți ani, Valentin. 87. Să salut oamenii întâi și tu salut, okay. Treaba ta, eu vorbesc, așa. Din 83, cred că. 83. 83, 82, poate. Deci avem acușa 40 de ani de când... De relații. De relații. Mamă. De aveți o istorie în spate, o istorie adevărată. Cu coborâșul, exact. O relație. Tu îți dai seama că eu cu Vale am o relație mai de demult decât am cu soția mea? Adică eu am un 38 cu doamna, dar cu Vale am de 40 aproape. Păi, de-aia și spus că e cu suișuri și coborâșuri, da. Orice fel am de relație. Am suferit, știi? Când ai cunoscut-o pe Carmen am suferit foarte mult, că te-am pierdut-o. Vale, îmi pare, erai un băiat... Și acum ești un băiat foarte frumos, dar atunci aveai câteva calități în plus, numind prin asta părul vâlvoi, care te caracteriza, mustața deosebită. Din cauza gândurilor, că aveam gândurile vâlvoi și părul. Era și el vâlvoi după gândurile. Acum sunt gândurile, că acum părul gândurile prea... sunt plate, după cum se... Nu știu cum să fac să scap de bătrânelul ăsta care umblă după mine. Așa. Întotdeauna când la o filmare, când fac o poză, eu mă duc, fac poza, fotografia, să-i spunem, și în locul meu apare un bătrânel. Ce-i cu ăsta? Adică cine e omul ăsta totuși? Nu-l recunoști. Exact. Dar tu ai oglinză în casă, dimineața nu-l vezi? Păi asta e că n-am oglinză în casă. La baie am oglindă, dar n-am lumină. Nu am și lumină, am. Că am doi băieți care trebuie să uite în oglindă. Trebuie să se oglindească, să... Da. Na. Iar Constantin, care e mai înalt ca mine acum, mă roagă să mutăm oglinda mai sus. Pentru că el nu se vede. Are deja 1,90 m. Are 1,90 m, da. Wow, și câți ani are? Are 17 ani, va face pe 21 mai. Deci are 16 ani. Da, 16. Nu, mai are 2 luni până la 17 ani. Mulți înainte. Da. V-ați gândit să... Și am spus așa, am spus, Constantine, orice băiat de treabă, când crește cât tatălui, se oprește. Ca să nu-i facă nasolul tată, să nu... Exact, gata. Și el nu s-a oprit. Nu-i de treabă. Dar face vreun sport? Face basket? Face ceva? Nu face. Nu. Vrea să se ducă la echipa liceului la basket, dar asta a fost povestea asta cu pandemia, că asta nu s-au făcut antrenamente. Nu? Cred că sâmbătă vrea să se ducă la basket, dar nu s-a mai dus. Nu știu de ce. Dar tu ai făcut ceva sport când erai de vârsta lui? Când eram de vârsta lui, am făcut jumătate de an de fotbal la Sport Club Bacău. Eu am știut că joci fotbal, dar n-am știut că ai fost chiar la club. Am fost și n-am prea fost în club. Dacă e să mă gândesc bine. Pentru că am fost la o selecție, am fost selecționat, dar după aia eu învățam dimineață și toată grupa mea s-a antrenat dimineață, că erau, ei învățau după amiază. Și m-am dus, eram în clasa 9. Și... m-am dus tot timpul, ai mei nu știau, că mă duceam de două ori pe săptămână la antrenament, dar eram trei oameni și ne duceam pe tren, ne dădea câte o minge și dădeam cu mingea în sus și făceam prelori, ca Maradona. Este o poveste, nu știu cine, cred că da? Domnul Dinu povestea că s-a dus la Napoli să-l vadă pe Maradona antrenându-se și ăsta a întârziat vreo oră, după care a apărut la un moment dat cu o minge pe teren și o arunca în sus și făcea stopuri. Și ăsta a fost antrenamentul lui Maradona. A plecat după jumătate. Ok, asta făceam și eu. Mai schimbam pas. Ei, n-ai și avut chiar istoria lui Maradona exact, până la coadă. Da. Tu ai rămas doar la antrenamentul Maradona. Și la un moment dat, când eu l-am spus alor mei că mă duc la școală, adică mă duceam la școală și îmi luam echipamentul că am sport în ziua aia. De asta mă duceam de două ori pe săptămână. Când a venit vara, trebuia să spun că n-aveam unde să plec de acasă. Și când i-am spus lui tata că mă duc la fotbal, a zis, nu te mai duci, gata. Că păcat. Trebuie să te ții de școală. Dar era vacanță, de ce nu te lăsa să mergi?
Nu mai știu de ce avea el niște motive de asta. Cred că fratele meu nu intrase la facultate și atunci s-a hotărât familie că e mult mai important să înveți decât să joci fotbal. Singura întâmplare care a rămas după experiența mea asta fotbalistică de la Sport Club Bacău a fost că la un moment dat la matematică, eram destul de bun la matematică, serios, vorbesc. Dar știm asta, că mult mai bun ca la fotbal, da. Și la un moment dat aveam, cred că 3 de 10 la matematică și dirigintele era și profesor, sau profesor de matematică era și diriginte. Și mă cheamă și spune, mă, uite, văd că tu te descurci așa și n-ai vrea să facem pregătire, să te duci la olimpiadă. Și eu zic, domnul diriginte, zic, eu joc fotbal și între matematică și fotbal aleg fotbalul. Mamă, ei trasă! Și îți dai seama cum s-a uitat ăla la mine și ora următoare m-a scos la tablă și mi-a arătat că nu știu nici matematică, nici fotbal. Asta a fost povestea. Ai fost un pic arogant atunci, adică i-ai zis, nu, domne... Nu, am fost sincer, chiar sincer. Adică am fost sincer că eu asta îmi doream. Tu asta îți doreai, de fapt, da. Păi bune, eu când am... Deși asta nu se spune, am fost la... Când am fost la mănăstirea Cozia, știi, e fântâna aia în față unde te duci și arunci bani și make a wish, îți spui o dorință, da, știi? Ei, eu când am pus acolo, eram prin clasa 7-8, am pus banul și am zis că vreau să ajung fotbalist în Naționala României. Ceva s-a îndeplinit, cred că după aia, la un an, am fost la selecția aia și am fost selecționat. Adică pornirea s-a făcut. Depindea doar de mine. Doar de tine depindea. Să-mi duc visul mai departe. Exact. Uite, din cauza că a început așa de frumos acest dialog cu Vale, propun să umplem și puțin paharele cu o licoare roșie de aici. Mă lași pe mine, hai că fac eu onorurile. Eram deja disperat, adică am crezut că... Ai crezut că numai l-arătăm, nu? Pentru următorul invitat. Să știi că venind încoace mi-am dat seama că meriți și tu, merităm și noi să avem câte un deget, două de un vin roșu bun de la doamna Aurelia Vișinescu, că ea face vinuri bune. Păi, la vorbă, vinul este obligatoriu. Păi nu, păi, am zis că să te mai... Așa, să te deconectezi, că... Să se dezlege limbile, da. Pot să vă spun, Vali era puțin așa circumspect din punctul de vedere al cât de bine se va descurca el astăzi. Și am zis, băi, Vali, nu trebuie să te gândești la nimic rău, pentru că noi suntem... Vorbim ca și cum am vorbit noi doi. Sunteți oameni de treabă, nu? Absolut de treabă suntem. Noroc. Cât de rău poate să fie? Bă, nu e rău. Siracul Cabernet Sauvignon, n-am mai băut de o săptămână, deci chiar este minunat. La Valina nu se poate. Aș vrea să nu intrăm în amănunte. Nu, da, să zic. La noi doi, asta cu vinul este să mai zilnic. Să despre așa. Zile, nu despre nopți. Asta. Da, despre zile putem vorbi. Nopțile n-are rost să le menționăm aici. Vale, noi la emisiunile astea vorbim despre relația noastră a tuturor cu ceilalți din jur mai mari, dacă am avut mentor sau modele în viață, și cei mai mici, adică cum transmitem darul pe care îl avem fiecare celorlalți care vin după noi. Cam despre asta vorbim și ca să știi... Da, m-am mai uitat, am văzut. Ai mai văzut? Da, am văzut. Uitat la noi? Asta e bine. Mi-a și plăcut, da. A foarte interesant așa. Pare interesant, nu că ar fi, nu-i. Deci cum erai tu, nu neapărat la liceu, dar când erai mai mic, cum era o relație cu ceilalți din jur, cu bănuiesc familia și profesorii, asta e cei mai mari, asta însemna. Cum eram eu? Nu, era... cum era relația ta cu ei? Păi da, exact, eram un băiat slab. Înalt, slab, cu înalt, slab, da. Oarecum... Nu eram cocoșat la vremea, eram puțin adus de spate așa, și eram destul de speriat în relația cu ceilalți. Așa. Și acum nu e drept, dar trebuie să fiu sincer și să recunosc că n-am avut mari relații de-astea de tip profesor-elev. Sau profesor. Am înțeles. În sensul, asta e o poveste care chiar mi-a lipsit în viață. Așa. Adică să dai peste un om care schimbă cursul. Cum a povestit la voi, de exemplu, Cătălin Ștefănescu. Exact, da, da. Și că să ai exact o relație de asta profesor învățăcel, sau învățător învățăcel, cum este ea clasică, știi? Și n-am avut chestia asta. Poate mi-a lipsit, adică aș fi
căutat. Da, poate nici n-am căutat prea mult. Dacă stau să mă gândesc. Fotbal și matematică. Da. Bine, aș fi fost, tot timpul am ajuns în locul greșit, ca să spun așa. Pentru că eu am făcut liceu de electronică. N-a avut nicio treabă cu electronica. Dacă nu mi-am ars deștele în caplaje și cu picior, cu pistolul de lipit, îngrozitor, nu știu cine. Dar așa era atunci, că era boom-ul ăla tehnic, toată lumea voia să fie electronist, să repoare televizoare, să construiască rachete, să facă tot felul de chestii. Și că în clasa 6-a am primit un desen, o temă la desen, care se chema Letea Veche în anul 2000. Asta însemnând, deci era 74-75, cam așa. Ei, și eu bineînțeles că am făcut niște blocuri cu o rachetă lângă fiecare bloc, chestii, trotuare rulante, oameni care mergeau pe trotuare cu veselie, cu asta. Adică era povestea asta, că așteptam să devină lumea foarte tehnică și foarte robotizată până în 2000. N-a ajuns la Letea Veche. Nu sunt. Nici acum nu sunt scărulate. Nici rachete, nici trotuare rulante. Doamne ferește să nu ajungă rachetele rusești acum. Doamne ferește chiar. Păi, văd că mai cad din când în când. Au căzut una în Croația, a mai căzut una în Bistrița ieri. Interesant cum cad dronele astea, ceva de speriat. De... Păi și de ce ai dat totuși la liceul ăsta dacă nu prea era dorință din partea ta? Pentru că era fratele meu mai mare, era acolo, era în anul 4, pentru că, repet, era atunci... Asta se făcea, nu? Cam asta... Da, cam asta erau două povești. Nu spun eu că, adică două paternuri de asta după care lucrai la... Ești nebun să te duci la filologie sau la asta să te faci profesor, că o să ajungi într-un sat, o să predai în română prin sate și prin asta. Asta funcționa la facultate. La liceu era pur și simplu, trebuia să te duci la un liceu care să fie bun. Și era... Ăsta era un liceu bun. Eu am fost elev acolo și am mai fost doamna Gabriela Firea. Ați fost cu... Da, cred că era mai micuță ca tine. Mai mică cu 8 ani. Dar am avut... Cred că am avut același diriginte. Același domn profesor, diriginte în clasa 11, așa 12. Eu, un domn de istorie. Nu era domnul de matematică de care am povestit mai devreme. Domnul Jacote se numea. Iar domnul de istorie se numea Dinu. Domnul Dinu. Da... Eu am constatat în decursul relațiilor noastre profesionale că te-ai descurcat foarte bine și cu limba română, adică erai printre singurii care nu greșea niciodată, adică Ghiuri pe tine nu prea, bine, erați și prieteni buni, dar pe tine dar nu prea te admonesta. Nu avea curaj să... Ba da, am învățat de la Ghiuri, stai că aveam, cred că, două lucruri. Înfinge. Că la noi așa se spunea, da, înfinge. Eu am fost... Înfinge. Da. Da, da. Și nu se spunea înfinge. Și asta tot timpul să rea Ghiuri la mine când se rea înfinge. Și cred că și, chiar și pe care așa, la început, nu, până să apară obsesia asta în care trebuie să spui care, pe care, să fii atent, nu care cumva să spui care în loc de pe care, atunci cred că mai scăpam și eu așa câte un care. Da, la noi nu eram așa care de... Care le-am avut, dar n-aveam... Atenți la chestia asta. Înfinge era evident că așa se spunea. La noi înfinge, am înfinge. Înfinge, dragă, furculița. M-am descurcat cu limba română și pentru că mie mi-a plăcut să citesc. Și atunci mama mea la vremea respectivă era bibliotecară în sat acolo, fiind din Letea Veche, care e un sat de lângă Bacău. Chiar de lângă Bacău. Și la bunicul meu la poartă, pe vremea când nu era Bistrița canalizată, se opreau plutele care veneau să aducă bușteni. Da, lemn la fabrica de hârtie de la Letea, știi? Și mă duceam la bibliotecă la mama, luam o plasă mare de cărți pe care o puneam acasă lângă pat. Și cam într-o săptămână așa le citeam, după aia le schimbam cu altele. Și așa am învățat oarecum limba română. Da. Acum, vorbind despre generații, eu venind spre încoace, mi-am făcut niște... Te-ai pregătit în cap, sărac. Mă gândeam ce să spun. Ca omul care este chinuit de ideea că va filma a doua zi și o să se uite oamenii și o să spună, vai de mine, ce-i cu omul ăsta? De ce loc fi chemat, da? Și... Deci ai foarte mare grijă de imaginea ta, bă. Adică nu care cumva să creadă... Așa, cred că pare. Eu... Dacă mă uit în cameră, nu prea se pare. Ok.
ideea, mie mi se pare că auzind la voi povestea asta cu boomerii, cu asta, cred că e o poveste care se potrivește ca timp, adică vine peste societatea românească, sau pe, dar ca poveste, așa, nu știu dacă e neapărat cea mai bună definiție, pentru că noi, de exemplu, care teoretic suntem boomeri, cred că mai degrabă noi suntem o generație de asta care a apărut odată, eu m-am născut în 63. Mulți înainte. Da. Cred că Ceaușescu, cred că a luat, a devenit prim secretar în 64 sau în 65. Pe acolo. Deci am crescut odată cu cultul personalității, așa. Și noi suntem un fel de generație mai degrabă, i-aș spune complicat, așa, potemchiniști de așa, deși nu-i bine acum să alegi exemplu din zona rusească. No. Dar știți celebra poveste cu mareșalul Potemkin, care atunci când o ducea pe împărăteasa Ecaterina s-o plimbe prin Rusia, îi construia pe marginea drumului niște sate de carton, pur și simplu. Adică ca să aibă și ea la ce se uite. Da, și făcea ceea ce se cheamă o potemchiniadă, de acolo vine. Ei, noi chiar am trăit, noi de asta avem și niște probleme cu realitatea asta, cu realitatea obiectivă. Pentru că noi am trăit într-o realitate complet falsificată. Sau categoric. Mare parte falsificată. Nouă ni se spunea că e ceva și noi vedeam că e afară cu tot. Noi eram actori repet, vorbesc complicat, dar m-am străduit. M-am gândit, asta trebuie să spun. Trebuie să o spui. Da. Un fel de actor într-o piesă care era gata, scrisă în altă parte. Așa. De exemplu, eu, când am ajuns stagiar la repartiția mea, a fost la Onești, județul Bacău. Așa. Așa scria pe hârtie și prima mea zi de muncă a fost la Drobeta, Târgu Severin. Da. Păi da, la combinatul adică de apă la Onești? Grea. Păi nu la apă grea ai avut repartiția? Nu. Eu am avut repartiția la Iamsat București, care era o întreprindere cu tot cu în toată filiale, țara. În toată țara. Și munceai unde aveai nevoie. Ei, și când am ajuns acolo, asta era un combinat de apă grea în care trebuia să fie 7 linii. Era o super poveste de succes. De succes, da. Ei, la București se știa așa că linia 1 produce, că linia 2 este în probe și că linia 3 e aproape gata. De fapt, luând-o invers, linia 3 erau doar niște stâlpi de metal puși. Linia 2 nu era gata, nu era niciun caz în probe și linia 1 era în probe, deci nu producea. Dar asta era povestea oficială pe care trebuia să o spui. Deci linia 1 produce și noi eram, fiind de ăștia de la automatizări, când venea un domn de la Comitetul Național de Energie Atomică, nu știu cum era, adjunctul Elenei Ceaușescu. Erau foarte speriați și veneau la noi, mă, faceți ceva, că vine, cred că Niculece îl chema, un nume de trist amintire, ca, din câte mi-aduc aminte, și venea omul ăsta și noi ne duceam în camera de comandă și băgam pur și simplu tensiune în panoul de comandă. Tu fiind inginer știi ce înseamnă. Da, că adică s-a prind niște becuri. Da, aprindeai un bec, da. Era un LED albastru și unul roșu, care albastru însemna funcționare, roșu stop, și când le băgai pe repaus, alea clipeau intermitent și albastru și roșu. Mamă, și ăla venea mamă, să, merge, și ăla, ia uitați ce frumos merge. Așa. Deci era clar o potemchiniadă de asta. Era un fals, dar și eram părtaș la acest fals. Vai, Valentin, n-am crezut că tu ai putut să faci așa ceva în timpul ăla. Dar n-ai stat prea mult acolo. Nu cred că ai prins un an de zile la fabrica de apă. Am fost un an de zile, am fost cu pauză, așa, mai plecam, mai veneam. Nu? În sensul că atât era delegația. Primeai o delegație și te duceai să muncești acolo. Bine, dar sunt o grămadă de povești care pot fi spuse așa despre zona aia, pentru că stăteam într-un hotel, în hotelul Traian din Turnul Severin, care era plin de detașați, de... Și era o viață acum, nu vă spun ce. Nu pot să povestesc chiar tot. Ce se întâmplă? Studenție, cumva, nu? Adică un fel de studenție. Un fel de studenție, dar pe bani. Da, pe bani. Nu mergeau lifturile, că erau liftierile prin camere pe acolo, la vizite. Dar era o poveste de asta numai. Repet, nu intrăm în amănunte. Deci era un mic dezmăț, ce să mai... Și ce-am mai povestit... Sunt povești pe care le-am mai spus asta, să o să fie dezamăgiți unii oameni. Că, dar eu o viață întreită, adică nu pot să spun mai multe. Nu ai avut mai multe chestii. Exact. Nu pot să schimb poveștile. Singurul fel de mâncare
din restaurantul hotelului erau sarmale cu cartofi prăjiți. Cum adică? Sarmale cu garniture de cartofi prăjiți. Am fost în viața mea așa. Mamă. Dar erau cu carne sarmale sau... Vorba vine. Un fel de carne, da. Da, pentru că în perioada aia, vorbim de 88, cred că 88-89, era foarte tristă chestia în România. Adică nu-ți găsea absolut nimic, adică nu exista carne. Dacă prindeai un pui, cine știe cum, sau niște ghiare, sau niște adidași de porc, sau altceva, nu exista carne cum e acum, să te duci în galantar, nu exista. Lumea uită chestia asta. Eu n-am cum să uit, pentru că noi am trăit-o, țin minte și acum, ce mare, când mergeam din vamă în vamă, că lucram în vâme atunci, construiam niște chestii pentru drumuri, pentru cântări camioanele, și... când prindeam un salam la Oradea sau la Timișoara, era fantastic. Îl duceam acasă la Iași, la mama, am prins un salam. Îți dai seama, deci era ceva. Dansul bucuriei. Dansul bucuriei. Deci lumea uită chestiile astea. Acum tot strâmpă din nas că e scump. Păi frate, dai ce vrei, muncește și o să ai. Nu știu, asta e părerea mea. Eu mai mult de atâta, și nu știu. Noi, alt exemplu nu pot să dau. Când mergeam la Sărbări. Deci când mergeam pe la Sărbările Zăpezii și primeai la sfârșit, primeai dreptul să cumperi o cutie de alune și, exact. Și un cartuș de BT. Deci dacă tu îți dai seama că puteai să fii foarte, foarte... O cutie de ciocolată chinesească, în care erau 6 ciocolate, un cartuș de BT și o pungă cu alune. De 200 de grame. Și asta era extrem de bucuros. Acum poți să te duci oricând, să-ți iei camioane întregi de alune și să faci baie în alune, dacă vrei. Nu mai fumăm, că poate... Era umilitor, chiar era umilitor. Și lumea se întoarce cu mare bucurie, așa, și cu nostalgie în zona. O parte dintre oameni, și, din păcate, mai sunt și unii mai tineri care vor să ajungă acolo, știi, care vor să retrăiască povestea comunistă. Da, nu, dar cred că le place pur și simplu ideea de comunism unora mai tineri, fără să știe exact ce a presupus, ce a însemnat concret. Vinde foarte bine ideea asta de egalitate. Da, da. Ideea de egalitate, de gratuitate, de asta, școală gratuită. Să fim toți egali în sărăcie, cum ar fi. Exact. Să fii... și să trăiești cum vrea domnul Niculecea sau domnul... Auzi, dar trebuie să mărturisesc că Silviu mi-a zis că tu ai fost foarte îndrăgostit de armată. E adevărat? Armata a fost cea mai tristă perioadă. A fost cea mai... Am băgat și-o până la recunosc. Am înțeles. Eu sunt un fel de om care nu... prea face ce îi spun alții. Din încăpățânare de multe ordini, adică nu-mi place să primesc ordinele astea. Și în armată a fost îngrozitor pentru mine. Odată, pentru că era, mai fusesem plecat în tabără, dar a fost prima dată când eu eram plecat de acasă și stăteam, și acum țin minte, dimineața la micul dejun primeam fasole, dacă pot, fasole și ceai cu pesmeț. Eu mâncam fasolea aia și plângeam, pe bune. Nu că aș fi mâncat eu mare lucru pe acasă sau pe... Dar nu suportam povestea aia așa. Nu, și, iar asta, că trebuia să execuți ordine. Locotenentul meu era nebunit după 7 luni de armată, pentru că el îmi spunea soldat Gorea și eu spuneam spuneți. Și ăsta zicea, spune-mă, ordonați. Spuneți. După 7 luni, mă. Noroc că n-ai făcut armata lungă. Cât da, cred că... exact. Cred că mă împușcam acolo. Și eram să... Știi, am ajuns acolo, în sfârșit. Poveștile de armată sunt multe, chiar dacă o luăm cu... O să trebuiască 7-8 ore după aia să... Asta, făcând o paranteză, asta mă întreb... Acum lumea nu mai face armată. Ce o să vorbească oamenii la bere? Copiii mei, de exemplu, la bere, ce o să vorbească? Despre gagici, nu știu. Asta ar fi bine, da. Sper. Și... bun. Ideea este că atunci când am depus jurământul și a trebuit să defilăm, eu eram să-mi pierd să leșin, pentru că eu eram atât de concentrat să bat pas de defilare, încât am uitat să respire.
Omul rezistă un minut, două, dar nu știu, platoul ăla era lung. Fără să respire. Și pur și simplu, la un moment dat, am simțit terminat. Peste faptul că dacă te uitai cum băteam poază de defilare... În alt asta, rând da. Decât restul colegilor. Și mai aveam un obicei. Știi că era... Tu ai făcut armată? Nu. Dar mânuitul armei cum era, Vale? Mânuitul armei... Spun, dar stai să spun întâi că asta. Poază de defilare. Da. Era... Regula era că atunci când treceai pe lângă un superior, pe lângă un ofițer de grad înalt, să-l saluți, dar în pas de defilare. Ah, ok. Da, da, da. Și pentru că mie nu mi-eșea deloc chestia asta cu pasul de defilare, eu când mergeam pe unitate, prin unitate, vedeam că vine un ofițer din față, mă întorceam înapoi. Asta naște. Numai să nu te întâlnești cu el. Da, exact. Și pur și simplu, ca să nu mă mai întâlnesc, mă întorceam și o luam prin alt pe chestii ocolite. Pe asta. O soluție de război asta. Deci mie îmi place... Dar mie îmi place războiul de gherilă, de asta, fără să lupt în unități neorganizate. Cu pușca era așa, aveam AKM, de la și făceam exerciții de... Mânuitul armei. De mânuitul armei. Trebuia să o demontez și să o montez la loc în 30 de secunde. De, exact. Un barem de timp de asta, știi? Ei, și eu cu desfăcutul mă descurcam. Dar când era vorba de montat... Îmi aduceam aminte de liceu că mă juleam la degeturi, aveau niște chestii de la pe... Și nu mi-eșea chestia asta. Și, când, și atunci, ca să... Pur și simplu, o țineam cu amândouă mâinile, așa? Că dacă aș fi luat mâine, se desmembra. Să rău carcuri ca desene animate, îți dai seama. Și locotenentul și se repeta povestea. Spunea soldat Gora. Spune-te. Ia mâine de pe armă. Zic, nu. Ei, și asta e că am spus și a fost Tu ai făcut la Cluj, la Sumeșteni. La Cluj, la transmisiuni, da. Și imediat după liceu sau cum? După liceu, da. După liceu, nu? Da. După facultate se mai făceau două săptămâni, dar eu nu le-am făcut pe alea. Recunosc. A, tu n-ai făcut deloc? Nu. Eu le-am făcut după 2 ani. Că le-am tot amânat, nu, Eu am terminat în 87 și după aia din 89 nu s-au mai făcut. Adică m-au căutat aia și cu tatăl meu. Era nebunit, tot îmi spunea când sunam eu pe acasă, vezi că iar te-au căutat aia, du-te în armată, du-te în armată. Și nu mă duc. Și asta a fost până la... Și a venit revoluția. Bine, și ideea este că am rămas, din cauza asta nu sunt sublocotenent, sunt doar caporal. Și n-am fost avansat. Se vede, scuze-mă. Exact, da. E o lipsă, da. Uite, acum o să fiu înrolat caporal. Dar poate nu ne mai înrolează nimeni. Au tot aud, sunt agitați oamenii că se fac înrolări. Eu sunt tânăr, mă înrolează. Ești tânăr tare de tot, e clar, evident. Da, sunt între până în 60. Asta e. Știi ce vreau eu să... O chestie pe care eu nu știu dacă o știu de la tine sau... Noi cum ne-am întâlnit? Cred că tot prin fratele tău sau cum ne-am întâlnit? Da. Ne-am cunoscut, dar pentru că fratele meu mai mare, Lucian, era student la fizică, da, la universitate, la Iași. Și el vă cunoștea pe voi și atunci prin el m-am cunoscut și eu. După aia a fost festivalul de umor din 82, când eu am lucrat la foaia festivalului, știi că se... Din 83, cred. 83, da. Și atunci ne-am cunoscut mai bine și cu Tony și cu... Și la un dat... Că tu erai mai apropiat de partea de opinia studențească, de băieții care lucrau care au făcut presă mare după. Colaborator la opinia studențească. Eu, singura problemă era că predam articolele cam atunci când se tipărea ziarul. Un pic cam târziu. Da, cam târziu. Dar să știi că păstrează asta e super puterea lui Vale. El și acum, deci, se dă tema, se repetă și înainte de a se filma, Vale spune, cred că ar trebui să o facem așa. Și schimbă jumate din text, știi? Dar întotdeauna. Jumate, da, noi... Puțin mai schimbă. Asta e super puterea ta, știi? Da, asta am vrut să... Din punctul ăsta de vedere, glumele lui Vale întotdeauna au ieșit foarte lucrate și foarte, adică foarte bine creionate, așa, dar niciodată nu puteai să te bazezi pe un text că gata, ăsta îl învățăm. Că era sigur că după încă o zi, stai că mai trebuie ceva. Păi și de exemplu la interviu, eu
tot timpul, deci la interviu, mi se părea că erai absolut senzațional. Deci în, aveai niște personaje și acum m-am uitat recent. Mulțumesc, Alex. Erau foarte, foarte. Pe, niciodată nu mi-a spus că am făcut senzațional. Jur, deci mie mi se părea... Deci acum când sunt vedetă pe TikTok. Ce... Ești că... vedetă pe TikTok? Da, circulă o poveste de aia cu rușii, cu rușii care vin ca proprietari. Voară după ce filmam. Dar... Ah, da, 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 da. Nu știam, eu nu sunt pe TikTok. Nici eu. Nu, nu, tot mi-a trimite... Săptămânal o primesc de 2-3 ori de la oameni diferiți care sunt luați, adică valul ajunge și la ei la un moment dat. Și ți-o trimit pe WhatsApp, bănuiesc, că tu nu ești pe TikTok. Pe WhatsApp, da. Pe WhatsApp o primesc. Da, eu voiam să zic, nici măcar la, adică la interviu, după ce se stabileau, mă rog, improvizați voi în niște bareme acolo, dar după aceea textul rămânea cât de cât același, nu? Corect, tu mai improvizai și după aia? Foarte, foarte corect. Interviurile aveau un moment în care era... improvizație cam 100%. Adică prima dată când îl făceai, spuneai, era chiar o perioadă în care ne jucam, adică mergeai în scenă și venea Tony și spunea, acum stau de vorbă cu patru pescari. Și tu în momentul ăla aflai că... Ești pescar. Că ești pescar. Da, dar... scuză-mă, deci îți dădea doar atât? Adică era doar... Era doar o, adică o singură chestie, nu-ți dădea și o problemă, nu știu, sunteți niște pescari care nu mai prindeți pește sau nu, ceva. Nu. Deci nu. Nu, îți dădea o temă, să spunem. Adică sau era extrem de generală tema. Vom vorbi astăzi despre cu patru pescari și tu aflai în momentul ăla că... Aveai și tema și personajul. Sunt știi, erai în Delta, nu puteai... Era mai bine să nu existe o chestie atât de strictă, pentru că aveai și o libertate. Puteai să găsești o soluție mai repede, așa. De asta era oarecum complicat, că eu eram primul și trebuia să ai nume. Numele probabil ți-l făceai dinainte, te gândeai cum te cheamă și ca să poți să treci peste primul rând de întrebări, îți făceai și o poveste legată de nume, știi, strict. După aia spuneai numele, spuneai ce sunt, cum sunt și așa mai departe, competent îl pic, că m-a făcut mama competent, nu știu ce, ca să întrebe lumea cine e competent în sală, eu sunt și așa mai departe. Bun, și trecea primul rând de întrebări, se ducea mai departe și tu între timp te mai gândeai. Că mie, de exemplu... Da, Val era într-adevăr primul, era primul la Vale să ducea, indiferent cum să ajungeau. Am niște mai gândite într-un fel așa, pentru că altfel nu le puteam face, adică eu nu mă puteam scoate nici cu interpretare, nici să-mi fac personaj și atunci trebuia să fac glume numai din vorbe și trebuia să le gândesc puțin înainte. Ok, și asta era prima dată. După aia, când am început să facem turnee, când făceam un spectacol de 100 de ori, să spun, atunci... interviu ajungea la o formă care era fixă într-un fel. Găseai niște glume și n-aveai cum să-i spui omului, știți că noi în seara asta improvizăm, ieri am făcut niște glume foarte bune, dar nu putem să le repetăm și astăzi, că nu mai e improvizație. Și atunci te duceai pe o cărare bătătorită, așa. Repet, era odată păcat pentru public și pentru ideea în care, dacă n-ar fi ieșit, exista și riscul să nu iasă la un dat. Ce făceai? Spuneai omului, știți, am improvizat, dar n-a ieșit, ne pare rău. Nu se... Și făceam... Te duceai pe o zonă de-asta care era bătătorită, dar pe care puteai să te mai joci. Adică mai găseai o glumă nouă, mai făceai o mică glumiță, o coadă, așa, când mergea foarte bine cu publicul, simțeai că poți să mai spui niște lucruri. Că nu neapărat importante sau glume de greutate, să spun. Erau pur și simplu glume de atmosferă de seara aia, pentru că mergeau acolo, că se ducea chestia foarte sus. Ghiuri, la fel, se juca, el putea să cânte, putea să-și facă personaje. Cătălin și cu Doru Antonesi și ei, de exemplu, Doru Antonesi, el este foarte bun pe improvizație de asta de flux de memorie. Adică el nu mănâncă madlene, dar când îi pui o întrebare, se duce fără limit, așa. Și foarte bine, chiar foarte dar bine. Dar e o prelij, nu-și pune nu, niciun da, fel de... Da, asta e foarte interesant la Monstru, că el, orice temă ei da,
el se duce ca și cum ar fi profesionist, adică chestia aia o face de adevărat, el o spune cu așa o convingere, dar aberațiile sunt uriașe, adică nici cum dracu poate să debitezi un om așa niște tâmpenii. Pe lângă subiect, de fapt. Totul este să, să fii convins că ăsta este răspunsul perfect pentru întrebare. Știi că am mai vorbit noi despre chestia asta, că voi ați făcut, practic, la vremea respectivă, voi ați făcut niște exerciții de improvizație fără să studiați jocuri de improvizație și fără să studiați ce au studiat mai încolo actorii, știi? Dar ați făcut exact ce s-a făcut după aceea cu teatru, sport și cu tot ce a însemnat improvizația asta, jocurile de improvizație și așa mai departe. Iar legat de ce zici tu cu improvizația asta, știi, să pur și simplu să n-ai niciun fel de opreliști, să te duci, e un joc, se numește Expertul. Și practic în jocul ăsta tu ești expert în ceva, adică știi tot ce este omenește posibil și imposibil despre un anumit subiect. Am înțeles. Și în fața ta stau colegii tăi care sunt la o conferință de presă, deci sunt jurnaliști, da? Și ei îți pun întrebări despre un anumit subiect. În ce ești tu expert? Ești expert în împerecherea girafelor pitice. Și ei atunci îți pun întrebări despre împerecheatul girafelor pitice. Și tu atunci trebuie să te arunci în subiectul respectiv și bineînțeles că tot făcând jocul ăsta și tot repetând, atunci clar că devii mai spontan și știi, chestia asta bineînțeles că crește. Noi n-am avut habar despre nimic din ceea ce se povestește de tip de stand-up sau de improvizații sau de scenete. Pur și simplu astea le făceam. Le făceați pur și simplu. Pur și simplu și exact cum zici, din datorită exercițiului și faptului că ne și ieșea și ne și distram noi între noi, când, și noi când ne adunam la Tone acasă sau la Casa de Cultură a Studenților sub scenă sau acolo erau, toată lumea voia să vadă interviuri, adică tipul ăsta de improvizație și lumea cerea, bă, acum sunteți cu tare și eram cu tare. 10 oameni care erau... Dar tot timpul, scuză-mă, la tot ce m-am uitat eu, tot timpul erați extrem de vii, la modul că în interviurile astea voi tot timpul auzeați ce zicea colegul și băgați din informație în povestea voastră. Dacă puteai, adică te legai tot timpul. Nu era ca și cum, eu sunt cu povestea mea, n-aud, nu văd, cum se întâmplă din păcate de multe ori. Adică sunt actori care nu aud, nu văd, țin doar pe al lor, știi? Tot timpul țineai seama. Faptul că noi stăteam tot timpul împreună, noi tot timpul lucram la aceleași idei. Ideile erau comune, era un brainstorming, nu exista să realizezi o scenetă sau ceva fără să nu existe un brainstorming. Existau niște oameni între noi, cum e Vale, Monstru, Tony, Stamina, care scriau, Doru Pârcălabu, care scriau efectiv, dar înainte de a ajunge la procesul de a trece ideea pe scârtie, exista un brainstorming. Toată lumea începea să-și dea cu părerea. Acolo era, țin minte, Adrian Sârbu, când ne-au văzut prima oară într-un revelion în 91-92, cred că eram, undeva la munte, la Bușteni, și noi pregăteam pentru noi o chestie să facem de revelion, să ne facem niște prostii pentru noi. Nu 93 sau 94, că era început. Încă nu sunt dăduse drumul la ProTV. Deci cu un an înainte, iar în anul 93 spre 94. A stat cu nu-i venea să creadă și a zis, păi, ce vorbiți voi aici la masa asta? Eu fac o lună de zile de emisiuni. Noi, pentru noi erau niște prostii. Noi debitam numai ca să scoatem cei mai buni și să facem un spectacol de anul nou, de un sfert de oră, între noi, nu pentru altcineva. Și într-un fel, revenind la povestea cu relația profesor-elev, sau cred că profesorii mei pe care i-am iubit cel mai mult au fost colegii mei mai bătrâni din Divertis. De la ei pentru că ei făcuseră, creaseră acest stil, pentru că până la urmă, povestea Divertis e un stil Divertis, e o poveste anume care a existat în felul ăsta, care făcea umor Divertis.
am văzut chestia asta fiind în anul întâi de facultate și la un moment dat mi-am dorit să fac și eu povestea asta, am văzut că pot și chiar am învățat de la ea, adică de la Doru Antonesi, Toni și Stamina, care au fost cei trei cu care a fondatorii, început cei care au pornit și care au pus și nu liniile directoare, ca să folosim, ci au creat stilul ăsta de a face glume în divertis. Dar mai ții minte, deci tu ai văzut niște spectacole, ți-a plăcut ce se întâmpla acolo, bănuiesc că ți-a plăcut vibe-ul, ți-a plăcut cum reacționau oamenii, da, glumele tot, ai dat vreo probă ca să intri în grup? Da, sau povestea cum a fost cam așa. Ne cunoșteam, eu am scris un text la un dat care era o poveste cu niște OZN-uri, cu nu știu ce, și l-am citit colegilor mei de cameră. Și unul dintre ei a spus, băi, foarte, ăștia au râs foarte tare și au zis, du-te cu el să-l citești la fax. Zic, nu mă duc. Festivalul Arte și Creație Studențești. N-am curaj. Și, bun, și unul dintre ei a zis, mă duc eu, dă-mi mie și mă duc eu. Și s-a dus și era o vizionare, înainte, nu vizionare, în sensul că chestia asta era pe facultate și atunci se făcea un fel de selecție a celor care intră, deci nu era vizionare în sensul de cenzură. Pur și simplu vedeai ce se întâmplă ca să spui tu, da, tu nu. Și omul ăsta s-a dus să citească textul, cred că Silviu era și el în sală, nu știu dacă... Cred că da. Eu nu eram acolo și erau Toni, Monstru, toată lumea era, toți colegii mei din Divertis și ăsta cita. Și ei râdeau foarte, foarte tare. Și omul a simțit la un moment dat nevoia pe la mijloc să spună, să știți că ăsta nu-i textul meu, ăsta este textul lui Valentin Gora. Și a, ok, că noi ne cunoșteam. Și după am vorbit cu Toni și am început să lucrăm împreună. Păcatul sau a fost că eu m-am dus eu după aia că să citesc acest text. Și a fost... Eu n-am fost niciodată, n-am avut curaj să ies pe scenă. Adică n-am curaj și într-un fel... Păi că n-am curaj pentru că n-am nici dorința neapărată să fac chestia asta pe scenă, că sunt, mă omoară emoția, ca să spun. Uite-te la mine cum vorbesc acum. Și... Ca să fim da. Clar, exact. Vale este foarte timid la chestia dar asta. Dar nu se vedea atunci, asta, jur, nu se vedea. L-am citit eu și a fost undeva... La un 60% din... Pentru că, peste faptul că mă potigneam destul de des, era... Glume au fost glume, știi? Au fost, dar nu... Textul ăla putea să scoate mai mult, ca să spun așa. Norocul a fost că, oricum, m-am calificat mai departe, că asta era faza pe facultate, pe nu știu, nu mai știu. Am trecut mai departe și când trebuia să fie faza pe Institutul Politehnic, textele au mers la cenzură. Și când a venit textul înapoi, textul meu parcă era tricoul lui Glasgow Rangers. Nu știu dacă știu. Da, da, da. Cu dungi. Tăia tot. Era tăiat. Nu, mai existau. Și am ieșit pe scenă, am arătat textul și era aia. De data asta era comisia aia care făcea cenzură. Și zic că acesta este textul meu, deci... Bună seara, la revedere și m-am retras din concurs, că nu mai aveam ce să fac. Și s-au mai retras încă vreo trei colegi de-ai mei din solidaritate cu mine. Ca să... Dar nu s-a întâmplat nimic după aia. N-a fost... Bun, nu va aresta revenim. Nimeni. Da, nu dăm pe chestii personale. Așa. Asta, Divertis a fost un stil și rămâne un stil, adică felul ăsta de a face umor. Din păcate, n-a prea făcut pui, asta e o problemă, dar adică aici generațiile din spate n-au prea venit cu să facă în același stil. Fiecare face umor cum îl vede el, cum îl simte. Bine, acum la mare cinste și vremurile sunt, au validat, ca să zic așa, tipul de stand-up. Adică nici improvizația nu este foarte... Adică mi-mi face plăcere să mă uit la o improvizație, dar nu mai sunt. Adică... Totul este stand-up. Un fel de joc învățat așa, improvizația. Nici n-am prea văzut prea multă, n-aș comenta. Că nici stand-up am mai văzut acum pe YouTube, m-am uitat. Și am văzut și lucruri foarte bune și lucruri mai puțin. Bineînțeles, la toată da. Lumea așa. Absolut. Și la noi, în timp, au fost aceleași chestii. Dar ții minte cumva primul tău spectacol oficial cu Divertis? Da. Eu nu-l mai țin. Din păcate, da.
Da, îl țin minte pentru că, repet, era Festivalul Artei și Creației Studențești, faza pe facultate, nu știu ce. Și am citit acest text. Mai era o regulă instituită în Divertis. Când te duceai să citești un text, în general spectacolele se făceau în costum. Nu exista costum de scenă. Pur și simplu, trebuia să te îmbraci frumos, să te îmbraci măcar frumos, să ai, adică un tricou sau blugi, să fii prezentabil. Să fii prezentabil, să ai un sacou sau un costum cu cravată, dacă nu neapărat cu cravată, dar să fii în costum, să ai o haină pe tine. Așa ne-am gândit noi că respectăm scena și oamenii din jurul nostru. Și asta era un standard la noi, adică noi niciodată nu intram numai în cămașă sau numai în tricou, niciodată. Ori aveam niște costume proprii scenete respective, sau dacă aveam un monolog, trebuia să fii la haină. Adică atunci când am început să facem spectacole și turnee și asta, au apărut și costumele de scenă. Adică efectiv costume de moment, costume... Dar în general asta era ținuta. Pentru că venea simplu și din faptul că pe vremea student fiind, atunci când te duceai la examen, te duceai în costum. Deci era tot un respect față de școală și nu știu, față de profesor. Era ceea ce se cheamă o cutumă. Ca atunci când la examen să intri în costum. Și cutuma năștea costumul. Și m-am dus, eu mi-am luat costum, că vorbeam despre spectacol. Nu mi-am luat, cred că am împrumutat unul, că atunci am crescuse mai mare și costumul meu avea mâne scurte. Și m-am dus și a fost foarte emoționat și, repet, a fost un fiasco așa de vreo. Bănesc că ai avut emoții foarte mari. Foarte mari, da, și care s-au și simțit și asta. Dar țin minte spectacolul. Oricum, tot timpul am avut emoții și a fost foarte greu așa. Da. Oricum, sălile la Casa de Cultură a Studenților erau, sala avea vreo 600 și ceva de locuri. Deci era un impact emoțional. Noi când aveam spectacol, nu erau omul și locul, ci erau toate culoarele pline și mai intrau cel puțin 200 de oameni pe lângă cele 600 de locuri pe care le avea sala. Deci era, iar când făceam Serbarea Pomului de Iarnă, cum se numea spectacolul Facultății de Electronică, unde eram cu toții studenți, păi era lumea să bătea, adică să bătea să intre să vadă acel spectacol. Și eu cred că ajungeam și peste 1000 de oameni. Era pupoi. Da, era, știi ce înseamnă? A căzut odată scena cu tot, aia fosa în care era... Era orice loc ocupat, în care putea să stea un om, într-un picior, într-un genunchi, în orice. Peste faptul și erau ușile deschise și mai erau și în afara sălii, la ușă, erau cam așa un triunghi de oameni care se stau cu gâtul pe sus, așa. Da. Și să vadă, să prinde ceva. Și de fapt să audă, că până la urmă era spectacol de vorbe, adică nu era neapărat să vezi. Nu pe trebuia să vezi știi, nu știu ce. Da, nu aveai de văzut pe scenă, era de auzit. Dar emoțiile bănesc că ți-au trecut odată cu timpul, nu? Adică dar tot urcând. Și acum, dacă... Dar nu se vede. Deci în momentul în care te vedea cineva, nu-și dădea seama că ai emoții. Păi, sunt maestru în stăpânirea emoțiilor. Serios, adică nu se vedea că ai emoții foarte mari. Se vedea, dar la spate se vedea. Da, de la spate. Nu, păi, uite, să spună Silviu, colegii mei, când noi făceam interviu, ei stăteau în culise și se uitau la mâinile și la degetele mele, că eu le stăteam cu degetele la spate și le făceam în tot felul așa, le frământam. Da. Și ei erau asta era distracția lor. Îți dai seama ce oameni, ce colegi. Cu asta se distrau ei. Na. Păi nu, că când erau turneile astea, îți dai seama, plecam într-un turneu de 3-4 săptămâni într-o zonă din țară, Moldova sau Transilvania sau Muntenia și îți dai seama, aveam câte două spectacole pe zi și mai la un moment dat știam cam ce trebuie, cum, îți alegeai câte o veriga mai slabă pe care să o apeși, să vezi ce iese de acolo, știi? Erau distracții de-astea de turneu, așa, cum spune Silviu, nu aveai cum da, să... Trebuia să ieși din... Nu puteai să fii tot timpul de emoționați. Eram cu toți emoționați. Eu eram denumit panicos un grup, de exemplu. Adică numai ceva să se întâmple și să-i spui lui Silviu, ăsta intră în panică, urlă, țipă, face. Aveam spectacol la Iași, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Că atunci era în renovare Casa Tineretului.
era prin, nu știu, 95-96 și aveam un moment de spectacol care era cu videoproiector. Acolo era la fel, era luna mai, cam așa. Sala era super plină, nu avea aerisire și era o căldură foarte, foarte cald. Și la un moment dat, videoproiectorul era pe scenă și trebuia să-l oprească. Nu, să-l pornească. Eu trebuia să-l pornesc. Mai că ăla, din cauza căldurii, pur și simplu i s-a activat protecția tehnică. Mai am cunoștințe de inginer, încă mai țin. Și ăla n-a... Nu pornea. Nu, a pornit și s-a oprit în mijlocul momentului. Și Silviu, care era responsabil, culise, și el răspundea de chestia asta. Făcea, nu l-am atins eu, nu... Era încăzut să cer un cap, îți dai seama, era un moment foarte mișto, foarte așa de inimă, în care era un montaj între cântecul original și fețele noastre și era așa ca o chestie, o amintire. Era finalul de spectacol. Era finalul de spectacol și era chiar lumea, o atingere la sufletel, așa era puțin. Era piesa aia cu 75. Da. Eu ziceam că nu se vede că, de exemplu, eu, adică sunt foarte mulți oameni care au emoții, sunt foarte buni în ceea ce fac, dar au niște emoții foarte mari. De exemplu, e un tip, din păcate a murit, un stand-upper, unul dintre cei mai tari stand-upper pe tot ce însemna one line. Adică direct, ai dat propoziția și poanta direct. Punch direct. Și omul era Mitch Hedberg, îl chema. Mă rog, avea și anxietate și depresie, avea de toate, dar omul avea niște emoții atât de mari încât în primii ani stătea cu ochii închiși. Deci pe scenă făcea stand-up ăsta și făcea cu ochii închiși și din când în când, când emoțiile îl copleșau definitiv, se întorcea cu spatele la public, nu din lipsă de respect, ci pentru că pur și simplu nu voia să vadă nimic, dar stătea acolo. Și tot timpul m-am întrebat cum, că toți avem emoții, dar să ai așa niște emoții încât să... efectiv să te întorci cu spatele la oameni, să nu poți să zărești vreo siluetă, ceva, mi se pare uluitor. Eu am și eu, nu chiar așa, dar când filmam, de exemplu, în televiziune, nu vedeam nimic în față, adică mă concentram pe povestea mea acolo, pe asta și pe relația cu Tony sau cu cine eram în momentul respectiv, dar nu vedeam în față. De asta n-am putut să lucrez pe prompter, că nici nu făceam zona asta de prompter, dar, adică nu citeam știri sau nu făceam un spectacol acolo unde mai foloseam prompter. Dar nu vedeam, nu pot să mă concentrez pe două lucruri. Ajungem la povestea cu pasul de defilare, adică nu puteam și să respir și să bat pasul de defilare. Ca să-mi iasă pasul de defilare perfect, trebuia să nu respir. Dar nu, asta cu emoțiile chiar a fost o problemă și este încă. Păi, și repet, n-am autocontrolul ăsta într-un fel, nu funcționează. Acum de Crăciun am fost Moș Crăciun pentru un copil. Frumos. Da. Ei, și mi-am pus barba peste nas. De ce? Nu știu. Nu vrei să-ți se vadă fața? Nu știam că e așa. Eu am pus, am zis, deși am avut consilier de imagine acolo. Nimeni nu mi-a spus că e barba, că trebuie să-mi pun aici. Eu n-am vrut să fac cu barba mea pentru că mă cunoștea copilul ăla într-un fel și m-am gândit că o să știe cine sunt, știi? Și aveam barbă de aia de Moș Crăciun ieftin de ăsta și am pus-o efectiv peste nas. Ca o mască de pandemie, cum se poartă. Exact. Da? Și probabil că asta s-ar putea să fie fost reflex, așa? Și mai atunci mi-a spus, dar de ce ți-ai pus masca? Păi zic, n-am știut, eu chiar n-am știut, n-am sesizat chestia asta. Da? Deci eu eram concentrat pe relația mea cu copilul. Dar voi nu făceați, nu știu, jocuri sau exerciții pentru emoții? Nu ați făcut niciodată ceva, nu? Noi n-am făcut... nimic învățat. Adică n-am făcut niciodată un fel de școală care spune asta o facem așa sau asta. Făceam niște lucruri împreună și descopereai la un moment dat că așa merge bine. Că așa merge cel mai bine. Poate ar fi fost bine să fi făcut
nu școală neapărat. Să știi, nu școală, mă gândeam că totuși poate mai venea vreunul cu vreo propunere. Bă, uite, am auzit de un joc pe care să-l facem împreună sau vreun exercițiu sau ceva să ne mai... Nu, n-am niciodată, nu făceam... Da. În principiu, când, cum să... Erau, stăteam în Iași cu toții, studenți fiind acolo, și ne întâlneam măcar o dată pe săptămână să... Vorbesc nu când erau sesiuni sau aveam de învăț, când erai la școală. Dacă aveai școală, te țineai de școală. Dar în majoritatea timpului nu te țineai de școală și ne vedeam destul de des. Cel puțin în weekend-uri cu siguranță ne vedeam. De asta zic, fie ne întâlneam, dar la Casa de Cultură a Studenților ne știau toți instructorii de acolo, fiind foarte populari, toată lumea dorea să stea cu noi, să vadă ce mai facem, ce prostii mai... Și totdeauna aveam teme, tot timpul aveam ceva de lucru, tot timpul era ceva de scris. Și era, se instituise între noi așa o chestie că dacă mergeam într-o tabără, de exemplu, fie că mergeam la Izvorul Mureșului, fie că mergeam la Costinești, fie că mergeam în altă parte, trebuia, scriam. Și atunci chiar se scriau. Ce fac aia, ce fac aia, eu vreau să scriu despre aia, hai să facem trei aia, doi scriau la asta, la altă și nu erau întotdeauna cele mai bune chestii de râs, dar tot timpul lucram. Deci când stăteam împreună, tot timpul lucram. Mi-am dat seama de asta mult mai târziu. Pentru noi era o chestie de... Instinct. O chestie că așa facem noi. Erau și chefuri care la un moment dat se transformau în mini-spectacole de asta. Dacă erau și alți oameni sau dacă erau numai... Noi te trezeai dintr-o dată că erai la un chef care era un fel de ședință de creație. Așa. Exact. Începea, ba o parodie muzicală, ba o poveste, știu eu, începea cu o glumă, cu o parodie de poezie, de asta și trebuia să o ducem mai departe și hai să o facem. Și dacă era un pix și o hârtie pe acolo, scrieai frumos și am mers odată, de exemplu, eram cu Toni și cu Doru Purcălabu, mergeam la Izvorul, nu, la Prâul Rece. Și pe drum, în tren, final, început să ne jucăm cu o parodie de montaj artistic, de montaj patriotic. Nu? Montaj, da, versuri patriotice, da. Cum era pe vremea trecută. Și asta fiind, cred că în 88, cam. 88, 87, 88. Și noi eram trei. În compartiment cu noi mai erau trei oameni. Au rămas cu gura căscată. Noi, la un dat a început Toni să scrie și am făcut patru... Poezii patriotici! Aia, uitându-se, râdeau și ei că se prindeau de chestia asta, dar nu înțelegeau totuși ce se întâmplă când atunci nu era... Nu aveau de unde să știe... Nu aveau de unde să știe de voi. Da, cu cine merg ei în compartiment. Și erau... Cam așa se întâmpla. Adică nu... N-am făcut școală, de asta chiar n-am făcut, nici când am lucrat în televiziune, nici asta. Învățai lucrurile acolo. Repet, poate de multe ori am fost în situația aia să descoperi încă o dată America, deși e clar că ea a fost descoperită de mult. Sau roata, sau da. Focul, adică noi descoperăm. E mai bine să știi că a fost descoperită decât să o cauzi din nou, dar asta a fost. Dar într-adevăr, în perioada aia, foarte multe chefuri și petreceri se terminau cu genul ăsta de jocuri și de scenete. Și de... Eu țin minte cel puțin că taică-miu, care a fost și el, a făcut parte dintr-un grup de... Cei de la Baia Mare. De divertisment, a făcut parte din grupul Satiricon. El a rămas tot timpul, deși n-a continuat după facultate, grupul n-a rămas împreună, dar el tot timpul a rămas cu dorința asta. Și eu țin minte când eram mic și mergeau ai mei la un chef, la ceva, la un moment dat, fără doar și poate, opreau și el se apuca și limita pe Ceaușescu și făceau scenete pe care le făceau în brigada artistică și așa mai departe. Deci tot timpul și toată lumea ți minte că era înebunită și râdea și se simțeau bine. Unii securea, alții sunt securiști. Exact, exact. Asta este... nu se poate uita. Da. 1983. Satiricon 1983. Da. A fost, eu țin minte momentul lor care era foarte, foarte dur. Tare și foarte dur. A fost cu liniște în sală și cu... Că era frică, da. Adică te lua efectiv pe sfârșirea spinării. Da. Nu? Și la sfârșit oamenii că au aplaudat și au început să bată din picioare, efectiv. Au fost două momente în care s-a întâmplat chestia asta, aici la Satiricon și am mai fost la Divertis, care Divertis atunci în festival erau cei trei colegi ai mei.
Toni Doru Antonesi și Florin Constantin, și care la un moment dat aveau de spus o poveste cu Făt Frumos și Mariana Constanzeană, era, nu putea să fie Ileana Constanzeană, da, era ok. Mariana. Și care se termina cu vorba aceea viață lungă, sărăcia poporului. Asta s-a rupt sala. Și pur și simplu s-a dărâmat sala. A fost momentul ăla de pauză în care oamenii oarecum nu știau ce aveau înțeles, curajul să creadă că au auzit așa ceva și apoi au început să aplaude și să bată din picioare. Aia din jurul săraci, țin minte, erau, nu știau, adică au fost atât de surprinși de reacția uriașă a publicului, adică cum să spun, sărăcia poporului, era evident la cine se referea. Viață lungă, sărăcia poporului. Și mai era, deși omul contraatacă, nu, deși omul se împotrivește cu o mare scris, inteligența contraatacă. Deci era evident la cine, adică pentru vremea aia, acum dacă spui chestiile astea, un căcat, la ce te referi. Adică nu înțeleg. Contextul era clar atunci. Contextul era evident împotriva lui Ceaușescu. Ori nu era scris nicăieri, nu putea nimeni să cenzureze asta, pentru că dacă citeai textul ăla era o chestie penibilă, nu ești de umor, nici de nimic. Când a început lumea să... Eu eram cu Cristi, noi prezentam festivalul de umor atunci, Cristi Grețcu și cu mine, și noi știam oricum textul, știam și valoarea lui și ne așteptam să câștige premiul întâi. Când a început lumea să tropotească, aia din jurul au avut săracii dorința să, dacă se puteau, să pe dedesubt, să iasă afară din sală, să nu-i vadă nimeni acolo. Adică, ca și cum nu s-a întâmplat, noi n-am fost aici, nenea, noi nu știm, știi? A fost... Buh. Da, și mie îmi povestea și legat de ce spuneați voi de oamenii care se înghesuiau și care erau, nu numai că erau fiecare pe locul lui, dar erau toți acolo grămadă, claie peste grămadă. Mie tot timpul îmi povestea că prin locurile pe unde mai mergeau ei, la un moment dat se închideau ușile, veneau din bucătărie, de peste tot, ospătarii, totul se închideau ușile, se sigilau și toată lumea stătea acolo, pentru că, într-adevăr, erau niște mesaje extrem de clare, știi? Mie, atunci, la vremea respectivă, mi se părea așa un pic, băi, mi se părea un pic exagerat, pentru că nu înțelegeam, știi? Nu, trebuie să trăiești. Dar trebuie să trăiești, exact. Atmosfera aia, pentru că dacă noi am avut un curaj nebunesc atunci, adică este curajul la 20 de ani, îți dai seama că dacă ai copii acasă, poate... Te gândești de două ori. Exact, e fi bine să ies afară să fac tâmpenia. Noi eram niște prostalani, pur și simplu nu ne interesa nimic decât să ne simțim noi bine și să băgăm șopârle la greu împotriva sistemului pe care îl uram. Pur și simplu îl uram, nu era nimic frumos în sistemul ăla. Da, și parodia era oricum servită, pentru că ce se întâmpla în toată zona asta oficială era de o minciună îngrozitoare, cum am spus și mai devreme. Adică, auzeai toată ziua niște lucruri despre care știai că nu sunt adevărate. Și era aproape servită parodia. Iar oamenii așteptau să audă asta, știi? Să râdă despre asta. Era o grandă de chei de astea pe care le puteai folosi fără grijă. Așa. Nu puteai să spui, de exemplu, nu puteai să spui că împăratul e gol. Să spui că atunci ar fi fost foarte... Dar puteai să spui că împăratul și-a lăsat hainele în cuier, de exemplu. Corect, da. Adică te duceai în zona asta de aluzie, deci tu o trimiteai... Și apropo de asta cu cuierul, chiar la unul din momentele noastre din anul următor, din finala de umor de anul din anul care a urmat, la tot la Festivalul Artei și Creații Studențești, Stamina era un profesor care își punea balonzaidul într-un cuier. Și nu mai țin minte contextul exact, dar cenzorul a tăiat să nu mai pună haina în cuier. Dar tu erai asta, Silviu? Eu eram la Cluj. La Cluj și tu erai asta. Tu intrai și făceai chestia asta. Și au scos cuierul și nici cuierile nu mai sunt ca altă dată. Asta a fost singura replică care a rămas.
care a fost mult mai tare decât orice, cum să spun, orice pusesem noi. A, adică din tot textul a rămas doar asta. Și eu făceam pantomimă, spuneam... Cuier, nu mai știu cum era. Silviu intra, făcea pantomimă, punea cuier ăla... Balonzaidul cuier punea imaginar, și cădea. Cădea balonzaidul și el spunea nici cuierile nu mai sunt ca altă dată. Știi? Deci erau dintr-o dată... Deci noi ne-am ajutat, noi am folosit absolut tot ce însemna cenzură, până și cuvintele scrise de ei le băgau în text. Erau cu atât mai funny, nu? Și era mult mai funny lumea care văzuse înainte la cenzură. Atunci s-a mai întâmplat ceva. La Cluj, atunci, asta, reprezentația de vizionare, deci de cenzură, s-a făcut cu lumea în sală. A fost o greșeală de-a lor. A fost o greșeală. Da. Și toată lumea știa, văzuse... Textul original. Da, atunci era o poveste cu concasorul, cu fălci, nu știu, care costase 600 de ruble. Asta era povestea. Și el a tăiat cenzorul și a scris orice altă monedă. Și cred că tot Silvia avea replica asta sau Doru și a spus, a costat 600 de orice altă monedă. Și a fost mult mai fain. Și toată știa, da, adică era... ruble. Oricum, la noi nu era, nici n-aveai cum să spui dolar, când... Pe vremea aia nu exista decât lei și maxim rublă, nu aveai altceva. Orice da, altă deci monedă. Era o, relația asta cu cenzura era destul de, odată și complicată, dar poate și simplă, în sensul că fiind aluzii, n-aveai cum, ei n-aveau cum să-ți demonstreze. Puteai să stai, poate dumneavoastră gândiți asta. Bine, nu prea stătea nimeni la negocieri, că ți-am spus, îți venea textul și zicea... Da, textul asta, venea da, tăiat, asta, și tăiat și nu gata, spunea punct. De ce, sau hai să spunem asta. Hai să... Asta se mai întâmpla, să zicem că la teatrele mari, pe aici prin București, erau spectacole care se negociau, știi, se mai hai, lăsăm asta la filme, iar așa am auzit povești. Că atunci când se intra cu ele în zona de vizionare de cenzură, mai spunea, hai, tăiem aici, dar o lăsăm pe asta, era un fel de negociere așa. Acolo nu negocia nimeni cu tine, adică pur și simplu spunea, ok, vrei, nu vrei, ai venit aici ca să te faci inginer, nu artist. Hai, du-te la școală, tată, învață. După, țin minte că a fost o cotitură atunci în 83, când a fost Festivalul de Umor de la Iași, din cauza lui Satiricon și a Divertisului, care n-aveau scenetele prezentate pe scenă n-aveau nicio legătură cu viața studențească, ci aveau legătură cu viața românilor de zi cu zi, s-a instituit regula, nu mai intră pe scenă, dacă tot facem ceva artistic, totul să fie din sferă studențească. Adică cămine, lecții, totul să fie despre școală. Adică nu te mai legi tu că nu-i căldură acasă sau că frigiderul e gol. Nu există asta. Adică nu mai... Deci n-aveai cum să intri cu un text în 85-87, în celelalte două festivaluri la care am mai fost, nu aveau cum să apară altceva. Și de asta noi în 85 la Cluj, la următoarea finală, am fost cu un text numai despre ce era domn profesor, asistentul, studenții români și străini care intrau acolo și așa mai departe. Și a fost... Că au zis, păi, nu mai știa ce reguli să mai pună să ne oprească, știi? Dar din punctul ăsta de vedere, ați simțit vreodată că din cauza contextului sau datorită contextului publicul reacționa mult mai puternic înainte de 90? Înțelegeți ce zic? Da, înțeleg. Față de după aia, adică înainte nu prea puteai să zici orice. După 90 deja, să zicem că lucrurile s-au așezat un pic din punctul ăsta de vedere. Păi, după 90, când noi am în 90, chiar la televizor, în martie 90, am făcut o emisiune la TVR1 cu grupul Song, n-am mai avut nicio nu s-a mai înțeles ce am vrut să spunem, pentru că noi eram obișnuiți să folosim numai aluzii și... Acum după, se schimbase total, da. Nu mai trebuia să spui aluzii, trebuia să spui... Direct. Trebuia să spui direct. Noi nu eram obișnuiți, noi nu eram reglați pe stilul de umor care urma să vină după Revoluție. Adică v-a luat ceva timp până să vă reglați. Anul 90-91 ne-am reglat puțin și după aia am început să facem... turneele prin țară și așa mai departe. Adică ne-am reglat pentru
pentru noul timp care era și noile date. Da, îi mulțumim domnului Iliescu, ca să mă repede. Absolut, el da. Ne-a fost mare ajutor. A fost și subiect și obiect. Ca să, și a fost la un dat, cred că în timpul ăla, eu nu cred că reacția era diferită înainte sau după. Adică reacția era după Revoluție a rămas la fel de puternică. Nu la, sunt de acord cu ce spune Silviu, că nu mai mergea zona asta de aluzie, că, pentru că puteai să folosești... Să zici direct. Era. Da. Uh-huh. Și, dar cred că la noi veneau o mare parte din ceea ce se chemau la vremea anti-Iliescu, anti-PSD, PDSR, cum era atunci. Și oamenii veneau iarăși ca să audă ce credeau ei, să audă exact ce credeau, ce gândeau despre zona politică românească, pentru că, pe de altă parte, ușor, ușor și-a mai făcut loc și cenzura pe la TVR, era singurul post, n-auzeai chiar toate despre domnul Iliescu sau despre PDSR la vremea. Până în anul 2000 veneau, cred că ultima dată, prin zona aia, veneau oameni să spună, domnule, cum aveți curajul să spuneți așa ceva? Deci, repet, în anul 2000, când nu mai era nici, chiar după nu mai era un curaj. După 10 ani de la Revoluție. Da, nu mai era curaj. Și a mai fost o întâmplare, cred că prin 94, când spectacolul era anti-Iliescu complet, așa. Chiar era PDSR. Erau multe glume, să spunem, și din alte zone, dar mesajul lui politic era din zona asta. Și după spectacol a venit un om la mine și mi-a spus, domnule, cum le-a tras-o la țărăniști ăștia? Nu le-a tras-o nimeni. Asta a înțeles eu. Omul asta a primise. Poate erau, cred că erau și o glumă, două și cu țărăniști. Poate. El a rămas cu... Dar da, omul aia a primit, aia a ținut minte. Adică probabil că era zona lui de rezonanță. Da, asta era ideea de, înainte. Cred că a spus Silviu, cred că era chiar o poveste despre curaj. Asta spune că noi aveam un program politic sau că eram anticomunist. Asta nu aveam. Poate eram așa. Nu. Dar trebuie spus și faptul că câteodată cred că în 84, în 83, atunci după festivalul finala de umor care a avut loc la Iași și unde noi am fost implicați în organizare, în scris, pavoazat și tot felul de chestii mișto care au fost în sală pentru juriu, pentru oamenii, pentru spectatori. Deci chiar ne-am implicat cu toții Divertis-ul, atunci ne-am implicat și dormeam acolo. Adică au fost 3 săptămâni în care foarte rar ne mai duceam acasă, doar să ne schimbăm sau așa. Am aflat că după seriile astea ale noastre în care text Divertis-ul, Satiricon și alte grupuri cu multe șopârle împotriva sistemului, benzile au ajuns la Securitate. Nu știm, n-a venit nimeni să ne spună ce ați făcut, deci nu ne-a întrebat nimeni. După ani, după Revoluție, am aflat că oamenii care erau șefii studenților comuniști din Iași în perioada aia, ne-au ținut spatele, adică pe ei au venit să-i întrebe. Pe ei au venit să-i întrebe și ei ne-au ținut, nu, domnule, ăștia sunt niște copii, noi să joacă, n-au... Eu atunci am lucrat la foaia festivalului și foaia festivalului însemna un fel de ziar, adică ziar, o foaie de 4 pagini cu povești din festival, pe care am făcut-o cu colegii de la Opinia Studențească la vremea aia. Și care era la fel, era plină de șopârle, de povești subversive, de nu știu. Și la un dat, când s-a tipărit prima, adică s-a tipărit alea, se făceau pe copiator. Mai era încă o poveste. Și asta făcându-se tot cu aprobare. Acum, când spui copiator, te duci la 3 minute pe stradă și îți faci o copie. Cu 50 de bani îți faci o copie, da. În Iași existau 2 copiatoare și ca să multiplici orice acolo, aveai nevoie de aprobare. Deci, te duceai la comitetul de partid, de la citea ce vrei tu să multiplici, certificatul de naștere, sau și semna și te duceai și făceai multiplicare.
Ei, și am multiplicat foaia, nu știu cum, că atunci s-a sărit puțin peste cenzură, nu mai țin minte exact povestea cine și cum am făcut asta, pur și simplu era lumea ocupată cu festivalul cu asta și eu m-am gândit, zic, ia să fac eu o glumă foarte țapănă, așa, și am intrat pe la balcon și am aruncat foile alea în festival ca pe manifest, așa, în sală, știi? Efectiv, de sus, de la balcon. Și erau să leșine aia din juriu, din, la fel, pentru că au apărut chestiile astea în sală, nu știa nimeni. Și aveau obsesia asta, să controleze tot, să știe ce se întâmplă. Să nu spui nimic despre orice partid cuvânt, și așa. Și peste și mesajul, care era destul de subversiv, așa, a fost încă o lovitură dată sistemului. Da, da, noi ne-am străduit cât am putut, cât eram în celălalt regim și ne mai urmăreau unii alții. Cred că au fost oameni care au dat despre noi. Eu nu țin minte ca vreunul din colegii mei să meargă la arhivele, la... A fost Doru Purcălavu. Da, Doru a fost și a aflat ceva. A fost la ceva. CNSAS și i-au spus că nu are dosar. A scăpat. În sfârșit, să spună el asta. Mai mult. Eu atâta știu că a fost și... Trebuie să-l chemăm și eu să-mi spună. Da. Da. Eu n-am fost să văd... N-ai fost curios. N-am fost curios pentru că cred că aș fi dezamăgit dacă aș afla că cineva și aflu și numele ăluia care m-ar fi turnat. Mai am o vârstă la care mi-ar plăcea să am prieteni în continuare, nu să mă, să fiu dezamăgit de ce ai aflat. A trecut destul timp de atunci, nu mai îmi bat capul de atâta. Da, eu sunt curios, în perioada în care ai început colaborarea cu Divertis, ai continuat să mergi la facultate, adică ai terminat facultatea, nu? Nu, asta am fost prin anul 2-3 și am rămas până în anul 5, adică lucrând cu colegii în continuare. Am făcut și am terminat și școala. Mai greu în anul 5. Am terminat-o până la urmă. În 87 am terminat școala. Și te-ai gândit să și profesezi? Adică ți-a trecut prin... Sau te-ai dus clar în proiectul Divertis cu totul? Atunci n-aveai soluție. Adică Divertis nu semna la vremea respectivă. Nu era o poveste din care să poți trăi, adică nu era un proiect de viață, nu puteai să-ți legi, adică să câștigi bani din Divertis, pentru că nu se putea... Nu se făceau atunci. Era și o poveste care putea fi oprită oricând, adică putea să vină oricine, azi, mâine, să spună, asta nu se mai face, pentru că așa erau vremurile. Nu știu, atunci chestia principală era să fii inginer. Asta era. De asta ne-am dus la școală, de asta am... Și colegii toți s-au dus și au lucrat. Toți am fiecare, fost inginer. Da. Toți am fost inginer. După 90, adică începând cu 90, atunci a devenit Divertis activitatea principală. Deci după Revoluție, practic. După Revoluție, da. Puteai să lucrezi cu televiziunile, să faci spectacole, să faci oriceva ca să câștigi... Să-ți câștigi existența, nu? Ce faci ca să-ți câștigi existența? Asta e întrebarea la care nu știu eu ce să răspund acum. Deci nu ți-o pune nimeni. Nu, nu pune întrebarea nimeni, asta nu o pune. Da. Și da, am terminat, am fost după aia stagiar. Eu am construit în țara asta, nu vă uitați la mine așa că să... În sensul că am lucrat la combinatul de apă grea de la... Severin, la centrala nucleară de la Cernavod, la centrala PECO din București, la depozitul de rezerve ale statului din Valea Seacă, județul Bacău. Deci te-ai plimbat un pic? M-am plimbat, pentru că asta era o întrepriză care avea puncte de lucru de asta în toată țara. Și atunci era vremea marilor construcții industriale și te trimiteau în delegație în asta. Atunci eu am avut următoarea problemă. Când am fost la Valea Seacă, lângă Bacău, peste faptul că asta era la 6 km de Bacău, e un sat și la vremea aia se descoperise un izvor cu apă de trandafir. Și pe bune, trenul cu care mergeam era plin de oameni care cărau bidoane. Cum adică apă de trandafir? Apa aia avea miros de trandafir. Nu știu de ce sau asta. Miraculos a început, miraculos s-a terminat. Și toți oamenii veneau să... Nu știu dacă... Nu era neapărat o poveste de-asta religioasă sau mistică. Nu știu, nu fusese niciun sfânt pe acolo. Nimic important. Nu plângea nicio icoană. Era un izvor și oamenilor mi se părea că e o apă bună. Că e...
și o cărau cu bidoanele în Bacău. Ok, asta era altă poveste. Deci am ajuns acolo pentru că era iarnă, se închisese șantierul de la Turnul Severin, că era frig, era... Și trebuia să mă duc în fiecare zi la muncă, la acolo. Ca și cum... Da, da. Asta fantastic. Adică în fiecare zi trebuia să mă duc la... Nu, stai să... Și acolo era o... Ce semnă asta? Era o magazie de asta, niște magazini în care erau conserve, lână, ce avea statul nevoie să țină în rezervă pentru... Și trebuia să montez o centrală de avertizare la incendiu. Bun. Și era o echipă de 6 oameni care lucrau acolo, ei se cam știau, adică se știau clar între ei că lucrau împreună, dar își făcuseră un fel de regulă. Mai venea câte unul, mai lipsea după cum avea treabă pe acasă. Și mă duc eu o zi acolo, stau cu ei, n-aveam mare lucru de făcut. Mă duc și a doua zi și a treia zi mă cheamă unul și spune: domnul Cer, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Să știți că nu trebuie să veniți în fiecare zi aici. Noi ne descurcăm și te duci, adică stați și dumneavoastră acasă, face... Eu, tatăl meu, el avea servici de 30 de ani, se ducea în fiecare zi la muncă. Nu puteam să-i spun eu că nu mă duc la muncă, că îi deranjez pe oameni. Că nu îi las să-și facă treburile, ce mai pe acasă. Și atunci plecam de acasă dimineața și, stăteam, mă duceam la film prin Bacău și stăteam până pe la 4, când teoretic se termina programul și mă duceam acasă. Și spuneam: unde? Păi am fost la muncă, am făcut... Da, și asta. Mamă, dar chiar ai avut o perioadă foarte grea din viață, cu munca, cu astea. A fost foarte greu, dar după aia la Cernavod a fost și mai greu, pentru că stăteam în Mamaia. În Cernavod stăteai la Mamaia. Lucream în Cernavod și stăteam în Mamaia. Și făceai naveta? Erau niște autocare care ne duceau la 6 dimineața, dar mai era și un tren la 9. Te duceai cu... Ce-ai cu trenul de 9 și cu ăla de 12 te întorceai. Da. Pentru că nu făceam nimic. Centrala s-a construit, adică funcționează. Eu mi-am făcut treaba. Deci ce treabă ți-ai făcut de la 11 la 12? Nu, pentru că te duceai acolo și aia îți spuneau așa: zic, ce facem azi? Păi ia și tu niște oameni și du-te în reactor. Păi zic, ce să fac în reactor? Te duci și stai pe acolo, dacă vine cineva să vă vadă că sunteți... Bun, erau și perioade în care spune că aveam treabă, făceam ce era, da. De exemplu, în luna august, noi stăteam în Mamaia și era august. Deci, noi stăteam în Mamaia și era august. Adică era plin de turiști, era veselie. Ca la mare în august, da. Și cum să te duci tu la Cernavod? Ca să spună aia, du-te în reactor. Și atunci, ținite că m-am certat cu șeful meu, că... Cred că el da. El zicea că am fost numai 2 zile la muncă și i-am demonstrat că am fost 4. Da, v-ați certat. Totuși, dar nu, da. Dar banii se luau. Repet, pare poate... ușor dezonorant pentru mine, așa, lumea o spune că fugeam de muncă, dar nu primeam de muncă. Da. În sensul că, repet. Repet. Da. Ți se spunea să te duci în reactor și să vezi ce se întâmplă. Nu vă mai spun povești din stagiatură, că asta e doar începutul. Dar zine, de ce? Păi, după aia, ce să mai zic, da. M-au chemat... La un moment dat m-a chemat, era un șef de brigadă, nu știu dacă sunt interesante poveștile astea, sunt doar pitorești, așa știi. Omul ăsta venise și soția lui de la București să facă plajă o zi și a luat și el o zi liberă, legal, nu știu. Și când iese el în spatele hotelului, cine juca tenis cu piciorul? Eu și cu niște colegi de-ai mei, dacă... Zice, voi nu sunteți la muncă? Da. După nu se vede, nu suntem. Era evident, adică ce să mai... Și, bun. Și mă cheamă ăsta într-o zi și îmi spune că se iau 6 oameni să mă duc să mătur curtea, să, prin aia, nu eu, ci să fiu șeful de echipă. Și zic că nu, zic, eu nu mă duc să... Nu de asta am venit, eram detașat de la de la Onești. Zic, scrieți-mi, vă rog, pe delegație
că m-a spus să mă tui curtea. Zic, de asta aveți nevoie de mine? Că eu plec acasă, cum zic. N-am ce să... De asta mă detașați de la Onești? Și a zis, nu, te duci și mă tui curtea. Și îl cheamă pe șeful meu, care era, și spune, Eugen, du-te... Spune băiatul ăsta să ducă cu echipa să măture curtea. Și ăla zice, Valentin, ia-și tu niște oameni și du-te să mături curtea. Și eu zic, Eugene, nu mă duc. A spus de la începutul interviului că el are o problemă cu ordinele. Da. Deci e foarte complicat. Dacă îi dă cineva ordinul Valentin, e nasol. Bun, și după aia omul ăsta m-a ținut minte, nu m-am dus, nu am măturat chestia asta. Și la un moment dat mă cheamă și îmi zice, uite, ai 20 de oameni și te duci să culegi porumb pe dealurile de lângă Cernavână. Bun, că era toamnă, toată lumea trebuia să contribuie la victoria agriculturii sociale. La bunul mers. Da. Și mă duc eu, bun, în prima zi aveam 20 de oameni, îi pun pe rânduri pe aia să culeagă. Stau, m-am plictisit îngrozitor toată ziua, stând pe capătul. Și aveam și un adjunct. Și zic că îl chem pe adjunctul ăla la mine și zic, prietene, uite care e treaba. Ăsta e numărul meu de telefon din Bacău. Când terminați porumbul ăsta de cules, mă suni și mă întorc la... Și m-am dus și am stat 2 săptămâni la Bacău și oamenii au cules porumbul, deci treaba s-a făcut. Eu le-am arătat cum se facă în prima zi. Asta e o altă superputere a lui Vali, că el, fără să facă nimic, face. Asta întotdeauna pe noi, în grup, determin pe alții să facă. Asta are această... Puterea gândului. Da. Puterea gândului este extraordinară. Deci porumbul s-a cules. Centrala funcționează. Ce mai vreți? Da, chiar acum să fac și centrala numărul 3, ăsta, reactorul 3 și 4 acum, discuții să-l facă. Deci dacă treci dacă pe acolo... Dacă mă cheamă, da, o să mă duc, să știi. No, și acolo era... Sunt multe povești aici de spus. Chiar era, acolo era zona de graniță între bătaia de joc socialistă și, cum să spun eu, rigurozitatea canadiano-capitalistă, care erau supervizorii, erau canadieni și ei construiau centrala. Și atunci ăștia făceau, nu în dorul lelii neapărat, de exemplu, noi făceam iluminat în reactor și trebuia să bați, eu repet, poveștile sunt ușor lungi și reactorul era vopsit pe dinăuntru cu o vopsea specială, trebuia să fie perfect plată, să nu ricoșeze electronii, să nu se întâmple nu știu ce. Dar și ăștia când băteau cone în șpanele alea, dădeau cu rotopercutanta, dacă știți ce e aia. Da, 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 știu. Trebuia să bate știm până la capăt. Toate blocurile din România, da. Știu ce e rotopercutor. Și nu intrau, că era un beton special, intrau cam atât. Și rămânea capul ăla afară și ăsta lua omul ciocanul și dădea vreo 4-5 ciocane, din care 3 obligatoriu scăpau stânga-dreapta și nenoroceau în velișul de vopsea. Canadianul trecea frumos, nota zona și după aia venea și spunea zona cu tare trebuie revopsită, refăcută și așa mai departe. Deci făcea parte tot din parodia asta socialistă, într-un fel. Dacă mă mai întrebați, nu te mai întrebăm nimica. De partea asta nu te mai întrebăm. Vreau să te întreb de asta, cum îți plăcea ție la emisiune de televiziune, că aici vreau să ajung, cum la scris, cum îți organizezi timpul în cap ca să scrii o scenetă? Pentru că era foarte mult de lucru. Noi când am ajuns, știi și tu că făceam cam 3 spectacole pe an înainte de televiziune, pe care le făceam în turneu, și după aia am făcut câte un spectacol în fiecare săptămână de scris pentru televiziune. Deci volumul de muncă devenise uriaș. Uriaș. Cum te organizai ca să scrii? Că erai unul din șefii echipelor de scris. Organizarea, știi bine că n-a fost punctul meu foarte. De asta te-am întrebat, să văd ce spui. Cu organizarea mai greu. N-aș spune că mă organizam neapărat. Pur și simplu îți făceai o schemă, îți făceai niște personaje și după aia așteptai să-ți vină glumele într-un fel. Care, câteodată veneau pe la 4-6 dimineața. Așa. Adică, dar puteai să ți le notezi sau mă treceau prin cap la ora aia și... Adică ți și le scriai? Nu. Se învârteau în capul meu și la un moment dat eu mă trezeam cu ele în cap
Și mă duceam la laptop sau pe calculator și începeam să le scriu. Țin minte că la un moment dat eram, când lucream în proiectul cu Animat Planet și făceam niște, erau niște desene animate la care noi făceam textele, vocile și era o altă echipă care făcea animații. Care a fost un proiect foarte mișto și foarte mult l-am iubit eu, ca să mă. Și inedit pentru România, da. Că nu s-a mai făcut nici înainte, dimineață m-am trezit cu o poveste în cap de asta. Și era vreo 5 dimineață. M-am dus la calculator și până la 8 scrisesem vreo 9 pagini. Pentru că o aveam în cap de... Am scris frumos și la un moment dat s-a trezit Dimitrie, băiatul meu mai mare, care a trecut pe lângă mine și a pus un deget pe tastatură. Nu știu nici acum pe ce clapă a fost. Dar s-a șters tot. Absolut totul. Norocul a fost că eu l-aveam în cap. Și l-am mai scris odată, dar nu mi-a luat doar timpul de rescris. Deci asta le făceai odată, căutai glume, iar organizarea era aia că la un moment dat ele trebuiau predate și filmate. Cam asta era. Venea momentul în care cuțitul răcâia pe os și trebuia să le scrii până la capăt. N-aveai ce să faci. Dar te stresa că era un deadline? Da, mă stresa. La Vale, deadline nu era tot timpul, nu ți-am spus. Toată lumea avea cât de cât textele scrise, o formă finală avea și la Vale tot timpul mai erau niște foi care apăreau pe sub masă așa. Băi, eu tot timpul căutam, într-un fel, era o poveste despre perfecționism, ca să spun așa, care nu face prea bine așa, mai ales am constatat acest lucru. Când nu mai lucream cu colegii, numai cu colegii, ci mai lucream și cu actori profesioniști, cărora dacă le schimbi o replică înainte de filmare... La revedere! Ai obținut exact inversul de ce îți dorești tu. Adică să obții ceva mai bun, îl năucești complet pe bietul om și îți spune jumate din aia veche și jumate din aia nouă. Și e o poveste... Pentru că așa e mecanismul, tu știi mai bine, adică nu e un reproș, sau e o constatare, pur și simplu, asta se întâmpla. Da, noi eram obișnuiți să schimbăm orice. La noi se putea, adică te jucai, era... pentru că nu lucrai neapărat pe un text scris, adică sau aveam această obișnuință de a nu lucra pe un text scris. Și aveai și simțământul sau putința de a descoperi că te duci spre o zonă mai bună. Știi că obții plus valoare dacă puneai chestia asta. Și atunci o făceai. Și o făceai natural și ieșea bine. Pe când acolo era mai complicat. Ți s-a întâmplat vreodată să uiți textul? Să ai un blank, să nu mai știi ce să spui? Nu. Nu ți s-a întâmplat? S-a întâmplat să n-am idei, dar să uit, să am o idee. Eu nu prea uit. Adică eu țin și acum, dacă vrei, ți-am spus, uite... Dacă mă mai gândesc, îți mai spun două glume de la Satiricon din deci ai, cu memoria asta, da, e foarte bine. Cu mine. Adică dacă îmi pun niște vorbe în cap... La memorie, iar... nici nu se pune asta, dar asta... De obicei, cam pe toată lumea a luat la memorie Vale, pentru că el consideră că absolut toate glumele le-a făcut el. Deci dacă aude una... A, da, asta am făcut-o eu. Cine le-a făcut? 82. Dacă nu le-am făcut eu, cine le-a făcut? Deci asta întotdeauna. Noi când ne întâlnim între noi și vorbim așa, spune, trebuie să-l întrebăm pe Vale, că el a făcut, el a scris tot. Da, normal, normal, am înțeles. Nu. Cam 50%. Sunt... Asta am făcut-o eu, și îți spun el, deci știi, noi neavând memoria cu noi, da, mă, Vale, tu ai făcut-o. Adică lăsăm de la noi, suntem și moldoveni din aia, simpatici, drăguți. Eu și pot și demonstra, asta e... Da, sunt convins. Ai tot ce ai scris din 83 până acum, le-ai scris în undeva. În cap, aici. Ah, da, le poate demonstra că le are în cap. Să trecem la niște rubrici? Băi, n-ar fi rău să trecem la niște rubrici, că pentru că așa Vale să se mai domolească. Nu vezi că a vorbit continuu? Da, da, că el nu vorbește, că nu, să nu-i punem întrebări, că el nu știe să răspundă. Uite ce a făcut. Așa oamenii o să doarmă de mult în momentul. sper să doarmă. Vale, ne-am gândit așa că invitații pe care îi avem aici îi rugăm să
îi rugăm pe invitat să spună câteva cuvinte în momentul în care primesc un cel mai mare premiu pe linia meseriilor. Să presupunem că tu ai fi scenarist și primești Oscarul pentru... Nu, îl refuz. De ce? Nu. Pentru că m-am gândit. A, tu te-ai gândit, venit de goare. Nu, și vreau să vă propun să primesc premiul Nobel pentru literatură nescrisă. Foarte bună. Deci, bun. Premiul Nobel pentru literatură nescrisă. Și asta, mă gândesc că la un dat trebuie să existe un an în care la Nobel să se dea și premiul pentru această literatură și nescrisă. Și cum descoperi literatura nescrisă? Păi te scrii în concurs și spui ce cărți n-ai scris. Adică dai... Și numai pentru ce n-ai scris să primești premiul. Exact, premiu. Da, pentru acest om n-a scris această n-a carte. Scris această carte. Da. Așa, și cum ar fi discursul tău de mulțumire pentru 60 de secunde în care să mulțumești cuiva pentru acest premiu pe care l-ai primit pentru ceva ce n-ai scris? Bună seara! Mulțumesc pentru acest premiu, în primul rând inspirației că nu m-a vizitat și nu m-a obligat să scriu toate aceste cărți pe care le aveam în cap. Mulțumesc doamnei Nobel că a fugit cu un matematician și cu nu cu un romancier și se dă premiul de literatură și nu se dă cel de matematică. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să țin în cap aceste chestii și să nu le pun pe hârtie. Iar ca moldovean, mulțumesc lui Dragoș că a descălecat și n-a călărit mai departe. Bravo, mersi frumos! Și la sfârșit, dacă vreți, vă pot dacă mai dați un minut, vă pot interpreta o strofă din cântecul Sunt romancierul vieții mele. Poți să interpretezi acest cântec? Sau... Nu, că nu l-am scris, că n-am primit premiul. E o parodie la cu Sunt vagabondul vieții mele. Ar fi, dacă aș primi o premiul. Dacă ai fi, da. Dar nu poți să-l cânti pentru că nu l-ai scris. Da, nu l-am scris. Uite, m-am gândit de acasă și am trântit-o de pământ, da. Ok. Băi, frate, dacă știam chestia asta, pare, dar aici fiind Happy Fish, trebuie să ne spui și dorința pe care o ai tu. Adică dacă te întâlnești cu peștișorul care să-ți îndeplinească o dorință, una singură, care ar fi dorința aia ta mare, intimă, pe care dori să ți-o îndeplinească? Aici o să fiu extrem de serios. Și aș spune, dacă eu aș avea această putere, sau dorința mea ar fi lege pentru peștișor, aș vrea să, ca oamenii care nu văd, să... Nu o să pot să spun. Dar încearcă. Ok. Oamenii care nu pot să meargă, să poată să meargă, oamenii care nu văd, să vadă. Am înțeles. Da, ok. Deci cei care au un handicap... Să mai fie oameni, da, și oamenii care nu aud să poată auzi. Corect. Da, asta e mai okay, greu pentru noi. Ok, scuze. Nu, stai liniștit. Stai liniștit, e foarte că okay. Am înțeles foarte bine ce ai vrut să spui și mă bucur foarte mult că ai și spus dorința asta ta. Așa că acum îl las pe Alex să spună el... Acum sunt niște... alea 10 întrebări serioase pe care tu trebuie să, la care tu trebuie să răspunzi neserios. Pentru că oricum... La care nu m-am gândit. Da. La care nu te-ai gândit deloc. Că în restul gândi la toate. Bă, ăsta niciodată nu vine nepregătit. Nu vine nepregătit. Nu. Noi am împrumutat acest chestionar de la Inside Actor Studio. E un chestionar foarte simpatic și voiam să te întreb care e cuvântul tău preferat? Dacă ai un cuvânt care îți place foarte mult. Cuvântul meu care nu e preferat, dar pe care îl folosesc foarte des, este complicat. Adică oamenii care mă cunosc știu că o să audă de multe ori chestia asta. E complicat. Nu iubesc cuvântul ăsta, doar îți definește viața pe care acum să-l folosesc. Nu? Ok. Un cuvânt care nu-ți place deloc?
Îmi plac toate astea din zona de hai să bem un vinuț, o berică, hai să... Diminutive. Mai ales la băutură. La băutură. Noi suntem la angrosiști. Nu la băutură, și la asta. Peste tot. Ce te excită din orice punct de vedere alegi tu? Știi ce mă excită din toate punctele de vedere? Mă excită buna comunicare. Adică dacă comunici bine cu un om sau cu niște oameni, atunci chiar mă simt super ok și sunt excitat să colaborăm. Ok. Ce stai cheful? Ce îmi taie cheful? Deadline-urile astea, mă. Ei, îl omor pe bani, dacă îi spui mâine la ora cu tare, nu pot, nu și, pot. Pentru că întrebările astea se leagă într-un fel foarte frumos, care e înjurătura ta preferată? N-am o înjurătură preferată. Îmi plăcea foarte mult aia cu moașta pe gheață. Nu știu dacă ați auzit-o. Ei, cum să nu? Moașta pe gheață, da. Nu știu dacă avea și prima parte aia cu F-word, era cu... Nu, eu n-am auzit decât moaștea pe gheață da. Și eu la fel. Da, adică să vezi o babă săracă, că bănuiesc că e moașta, adică mătușa ta sau bunica sau asta. Da, care o doamnă în vârstă. Aruncată pur și simplu așa în devălmășie pe gheață. Dar să știi, pot să spun aici, fac o paranteză, eu nu l-am auzit pe Vale înjurând niciodată. Sau vorbind urât. Vorbesc foarte serios. Restul toți mai vorbim, mai nu știu. Mai scap câte una. Mai vorbesc urât. Da, dar de el nefiind șofer, n-are experiența noastră. Exact. Odată, la trecerea de vietoni, nu mi-a acordat unul prioritate și m-am gândit, cred că nu știu cât, vreo 5 secunde, până să-l înjur. Dar omul era deja departe. Nu mai știu. Dar, și cred că am și găsit un cuvânt ăsta nu foarte... cum se cheamă, tăios pentru el. Deci nu, asta ar fi cu moaștea pe gheață. N-am. Care e sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Îmi place zgomotul mării, de exemplu. Iubesc să ascult marea cum fiind valurile. Aveam un joc când o dată, că mă duceam în perioada în care lucram la Cernavod, am lucrat și iarna. Și marea e diferită iarna față de aia de vară, știi? Și mă plimbam seara pe malul mării și mă duceam și făceam urmă, mă așezam la un metru de valuri. Și spuneam așa, dacă ești atât de puternic, atunci vino și udă în picioarele. Și știi că venea? Serios, adică venea până acum. Deci comunicam cu marea. Dar îmi place zgomotul ăla de valuri. Un zgomot pe care nu poți să-l suferi? Un zgomot pe care nu pot să-l sufer. Stai să mă gândesc. Ăla cel mai nasol pentru urechile tale. Care te râcâie. Zgomotul de la mașina de numărat bani. Că e prea scurt. Adică ți-ar plăcea un zgomot meargă lung, de infinit. Da? Să un infinit de numărat de bani. Da. Ce meserie, în afară de a ta, în afară de ale tale, ți-ar plăcea să faci? Eu am visat mult, de deci ce să simt de puțin că m-am pregătit. Să fiu profesor de literatură comparată la o universitate din Anglia sau din America. N-am niciun fel de calitate care să mă recomande pentru această slujbă de profesor de literatură comparată, dar mi-ar plăcea. Nu știu dacă acum, când am auzit că se întâmplă prin universitățile americane, nu prea aș fi bucuros să mai fiu profesor de literatură comparată. Și cred că mi-ar plăcea, într-un fel așa, chiar la un moment dat să scriu o carte, serios vorbind, să fiu scriitor. Asta dar fără să ai un deadline. Fără deadline. Să fie... Știu, am crezut tot timpul că povestea asta cu scrisul e o poveste de inspirație. Stai pe spate, așa, te gândești și la un dat îți vine... Nu, chiar nu. Da, și de fapt am constatat că e o meserie pe care o faci, scrii în fiecare zi, te duci. Și mie nu-mi plac meseriile pe care le faci în fiecare zi, asta e bun. Dar o meserie în afară de a ta, în afară de ale tale, pe care n-ai face-o sub nicio formă? Aș vrea să fiu dentist, de exemplu. Că ar suferi prea mulți oameni. Nu... Asta n-aș vrea, cred că nici doctor nu, e fug de responsabilități de asta, știi, să fie.
Valentin Gora, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Primul aș vrea să-mi spună Valentin. Salut, nu, Valentine, pe unde mai umblat, să zică, sau în mai multe variante, să spună Valentine, ce cauți pe aici, adu-te tu acasă că ai treabă. Asta mi-ar plăcea. Cel mai tare, da, cred că asta, da, ți-ar plăcea. Da. Și doi, să spună Valentine, cum a fost gluma aia cu trecutul Dunării în lung? Sau... Deci să țină minte. Să țină minte, da, ceva, da, da. Și să spună, Petre, ia-și tu un vițel din turma aia greasă și tai el că a venit Valentina. Să știe el într-un fel, da. Asta mi-ar plăcea. Și să-mi zică Valentin. Prietenul lui, cum, da, ar veni. Adică să știe, să pare că suntem cunoscut. Mulțumesc tare mult, Vale, că ai venit. Și eu mulțumesc, da. Mulțumim mult de tot. Știu că nu ți-a fost ușor să vii, că ție nu prea-ți place să comunici în chestii din astea organizate cu deadline, să vii la oră exactă și nu știu ce, dar mă bucur tare mult că ai făcut chestia asta și sper din toată inima să termin și paharul ăla de băut, că rămâne. Mă descurc, las. La revedere! La revedere, mulțumim mult! La revedere!